Iar nu ne-a pus săracul ăsta nimic de mâncare. Hei, și la mine farfuria e goală. Mi-a așa foame de a-și mânca și o pisică. Alma seamănă cu o pisică. Arăți foarte apetisantă. Pisică ești tu, blănosule. Dacă te muși de cur, o să urli de durere, nu de foame. Dacă mai comentezi ceva despre mine. Hai, mergi de aici. Bine, bine. Șazi, tu ai ceva de mâncare? Nici eu. Ling praful din farfurie. Dar ce face Florentin de nu ne-a pus de mâncare? Iar doarme în loc să se ducă la muncă și să ne cumpere de mâncare? Am o idee. Hai să-i mâncăm toți Adidas și ăia scumpi pe care i-are. Ce spuneți? Ce Adidas scump să aibă săracul ăsta? Are doar șlapii ăia de la reducerile din târguri. Da, așa e, ai dreptate. Hai să-l trezim că mor de foame și pe Alma deja o văd ca pe o bucată de pui. Să vezi ce pui îți dau direct cu coada peste botul ăla mare al tău. Ia uitați-vă la el cum doarme, iar noi murim de foame. Cine vrea să-l trezească? Dacă vreți, pot să-l mușc eu de degete. Nu-l mușcăm. Hai să urlăm de nebuni ca și când ar fi intrat cineva în casă. Ok, Cookie? Unde ești, Cookie? Scuze, mi-a făcut cu ochiul papucul ăsta și nu m-am putut abține. Ok, atunci trezește-l tu. Hai, trezirea! Arde focul! Au venit mascații! Arde puiul pe grătar! Am făcut pipi în pat! Ți-am rost toți papucii! Ieșiți că ne atacă pisicile! Fugiți! Ce? Ce s-a întâmplat? Cine arde? Cine fuge? Vin pisicile mascate? Vrem mâncare! Ah, bună dimineața și vouă! V-am pus mâncarea cu 2 ore. Și murim de foame de 2 ore. Mâncați de 7 ori pe zi. Cum să muriți de foame? Nici președintele nu mănâncă așa bine ca voi. Scoală-te odată și pune-ne ceva să mâncăm, că murim aici. Ok, acum o să văd. Păi nu mai e deloc mâncare. Trebuie să mă duc să cumpăr. Nu mai e mâncare? Aoleu, o să murim cu toții de foame, o să ne mâncăm între noi, o să devenim canibali. Ajutor, ajutor, aoleu, aoleu, inima, aoleu, coada mea. Nu devine nimeni canibal. Stați așa să văd câți bani mai am în portofel sau în buzunar ca să mă duc să iau de mâncare. 0, nu mai am nimic. Ok, are vreunul dintre voi bani? Am eu față de bancomat, poți să-l vinzi pe Teddy la fier vechi. Că are un cap de zici că e fier. Sau să vinzi blana de pe el. Numai bine te mâncăm pe tine, Alma? Sau pe Șazi? Hai, sictir, golanule! Vrei să te spun că iar ai făcut pipi în pat? Și nu mai zic de treaba aia mare pe care ai făcut-o data trecută în șlapii lui. Ia zi, vrei? Hei, asta trebuia să rămână între noi. Du-te și ia ceva odată de mâncare, că dacă nu, îți mâncăm adidașii. Prea târziu, eu deja am făcut-o. Ok, bine, o să mă duc să caut ceva de muncă ca să fac rost de niște bani. O să mă întorc în 2 ore, deci să fiți cu minți. Până atunci să nu faceți nicio prostie. Teddy, te las pe tine stăpânul casei. Trebuie să ai grijă de toți ceilalți, ok? Am încredere în tine. Hei, dar eu sunt cea mai mare dintre toți. Ar trebui să fiu eu stăpâna casei. Data trecută când te-am lăsat pe tine stăpâna casei, i-ai închis pe Teddy, Cookie și Șazi în baie toată ziua și ai sunat la pompieri să le spui că o pisică s-a uitat urât la tine și să vină să o extermine. Ți se pare normal, Alma? Pisica aia e dușmanul meu de moarte și chiar s-a uitat urât la mine. Ok, Teddy, tu rămâi șeful, ai grijă de ceilalți, să nu distrugeți nimic prin casă. Data trecută când m-am întors era distrusă toată casa din cauza voastră și ăștia de la asigurarea casei nu mi-au dat nimic. Că nimeni nu m-a crezut că niște căței au distrus casa. Hei, unde mi-este celălalt Adidas? Cookie, îmi dai Adidasul înapoi, te rog? L-am mâncat deja. A fost bun. Oh, bine am plecat. Ok, și acum ce facem până vine mâncarea? Am o idee. Hai să dăm o petrecere. Bună idee. Am cea mai tare idee de petrecere. A
Asta e ideea ta de petrecere, să dormim? Avem nevoie de un somn dulce. Crezi că blana asta se menține pufoasă singură? Am nevoie de somnul de frumusețe. Păi când ies afară pe stradă și miros alți cățeluși în funduleț, ce credeți? Din cauza blânii că sunt atrăgător. O să trag o beșină. Ups, îmi pare rău. Am mâncat probabil un pui expirat. Vai de coada mea ce pute! Nu puteai să mănânci ceva care nu e expirat? Scuze. M-am întors. Ați fost cu minți? Hai că v-am luat de mâncare. Yay, mâncare! Mai aveam puțin și mă mâncam pe mine. Poftă bună, până atunci eu mă uit la televizor și fiți atenți, am aici un bilet pe care l-am jucat la loto. Să nu vă atingeți de el, peste câteva ore urmează să aflu numerele câștigătoare. Așa că eu mă duc să mă schimb. Așa că las aici să nu vă atingeți niciunul dintre voi de biletul ăsta, ați auzit? Bine, avem grijă, până atunci noi mâncăm. Mamă, cât de bine miroase ăsta. Oare să-l mănânc? De azi să nu-l mănânc. Dar știi ce mi-e foame? Nu cred că o să se supere dacă lipsește un bilet. Poate să-și facă altul. Iam, 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 mamă, cât de bun a fost. Mamă, e delicios. Bun, m-am întors. Ia să vedem care sunt numerele câștigătoare. Stai că le-am notate pe telefon. Ia să văd. Doamnelor și domnilor, acum urmează să anunțăm numerele câștigătoare la loto. Primul număr extras este numărul 3. Al doilea, 17. Al treilea este 33. Al patrulea este 40. Al cincelea este 15. Și ultimul, al șaselea, este 44. Am câștigat! Am câștigat! Am câștigat! Leșin! Mamă, sunt milionar! Vai, mă ia inima! Vai, puteți să vă luați câtă mâncare vreți! Puteți să distrugeți câți adidași vreți voi! Vai, mamă, suntem miliardari! Mor! Aoleu, am câștigat! Gata, eu mă duc să cumpăr! Mă duc să-mi iau, Doamne, orice! Nu știu, habar n-am! M-am întors! Am luat calculatoare, iPad-uri, tastaturi, mouse-uri, de toate! Bun, acum hai să plătim tot ce am luat și să ne luăm premiul cel mare de la loto, da? Că le-am luat cu cardul de credit și trebuie să pun banii înapoi, ok? A costat o grămadă. Unde e biletul? Unde e biletul? Că l-am lăsat aici. Unde e biletul? Cine a luat biletul? Cookie? Ce ai făcut cu biletul? Nimic, l-am luat și l-am pus în altă parte. Atâta, nimic. Bun. Unde l-ai pus? Păi, e la baie. L-am lăsat acolo, vrei să-l vezi? Deja era să fac infarct. Ok, hai să mergem să luăm să mi-l arăți unde l-ai pus. Că mor aici. Ok, deci aici e baia. Acolo este preșul de pe jos din baie, în care fac treaba mică și treaba mare. Și uite, acolo e biletul, e chiar acolo, pe jos. Acolo e biletul? Cookie, aia e treaba ta mare pe care ai făcut-o adineauri și care miroase. Am era foame, ce era să fac? Știi că am un stomac mare și mi-e foame din oră în oră, sau poate chiar din minut în minut. Și acum mi-e foame. Ai mâncat biletul? Acum poți spune că ăla e un rahat de milioane. Am mâncat biletul. Oh my God. Nu mai sunt milionar. Vai de capul meu. Am pierdut milioanele. Vai de capul meu. Ce facem acum? Cookie, spune-mi tu ce facem. Am o grămadă de datorii acum. Cookie, ce facem cu produsele astea pe care tocmai le-am cumpărat? Hai de capul meu, o să fim dați în judecată. Bine, bine, nu te mai agita atâta. Am o idee super bună. Ai o idee? Spune-m că eu mor. Spune-m ce idee ai. Dacă vreți să apară cât mai repede următorul episod și să vedeți ce se va întâmpla, scrieți în comentarii, apăsați butonul de like, abonați-vă. Cea mai bună idee din comentarii va fi realizată în următorul videoclip. Așa că vă mulțumesc tare mult și ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!